Pensiunea din Brașov, Poiana Brașov, care servea turiștilor ciorbă gătită cu apă din Hazna, a fost prinsă din nou pe picior greșit de către Protecția Consumatorului. După ce locul a fost închis, proprietarii și-au mutat activitatea într-o altă cabană din Moeciu de Jos de data aceasta. Comisarii ANPC au mers și la această adresă în control, însă n-au fost lăsați să intre. La sfârșitul lunii februarie, mai mulți copii aflați în tabără s-au îmbolnăvit la această pensiune din Poiana Brașov. Proprietarii foloseau la mâncare apă infestată dintr-un puz propriu care se afla extrem de aproape de fosa septică. Inspectorii ANPC au decis atunci să închidă locul. Când s-au văzut fără afacere, proprietarii și-au mutat activitatea la Moeciu de Jos. Zilele trecute, Protecția Consumatorului a mers și aici. De data aceasta, inspectorii nu au fost lăsați să intre, iar proprietarii s-au ales cu nouă amendă de 10.000 de lei. La noi se poate întâmpla orice. Legile în România sunt făcute pentru fraieri, lor nu li se poate întâmpla absolut nimic. Păcat de copii că sunt nevinovați. Să se facă controle mai dese și mai severe, prin bucătării pe din astea. Corpul sanitar neapărat trebuie făcute. Pensiunea din Moeciu este în continuare deschisă, iar turiștii care vor să-și rezerve camere în vechea pensiune din Poiana Brașov sunt redirecționați aici. A închis. Până în vară sunt în renovare. În schimb toată încălzirea, tot. Da. Cu mare drag, la Moeciu. În ultima vreme sunt semnalate tot mai multe astfel de cazuri în turismul românesc. Puțini operatori economici însă își asumă greșeala.